Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Claudiu Cazacu sunt. E o bucurie să ne auzim. Ca de obicei, lucrurile pe care le prezentăm aici constituie doar opinii, nu recomandări în privința instrumentelor financiare. Și e esențial să reținem faptul că riscurile generate de fluctuațiile imprevizibile ale acestora sunt mărite prin utilizarea levierului. Astfel, în momentul în care utilizăm acest efect, putem să ne amplificăm considerabil pierderile și lucrul acesta trebuie să ne preocupe. Profiturile, se spune, au grijă singure de ele. Haideți să vedem graficul Euro-USD pentru început și mă bucură faptul că avem întrebări despre o serie de instrumente, de alte instrumente. O să o luăm pentru început cu EURUSD și vom merge încetul cu cetul către celelalte piețe. Avem un rebound nu tocmai consistent, unul care, din punctul meu de vedere, ajută la zugrăvirea aceleași tendințe descendente despre care am discutat. Avem însă niște dezvoltări potențial importante în Statele Unite, în sfera politică. Sunt două aspecte. Unul dintre ele ține de relaționarea cu China, a doua economie a lumii, și asta din două puncte de vedere. Unul dintre ele este legat de posibilitatea ca MSCI să introducă, de fapt, procesul, pentru că se știe deja că se va face asta, va fi introdus în indicele piețelor emergente, va fi introdusă piața de capital din China, ceea ce înseamnă alocări de capital dinspre alte piețe emergente spre China. În mod normal, dolarul ar trebui să fie afectat, pentru că am vorbit de capitalul care deja sunt acolo. Până la urmă, știai de bursa din China înainte de mișcarea MSCI, dacă vrei să investești acolo. Interesant este însă că acest proces gradual, care va introduce un număr de companii și apoi în timp va crește, ponderea inițială va fi, dacă mă amintesc bine, undeva puțin peste 1%, crescând ulterior de la 1, probabil, la o pondere mult, mult mai consistentă, pentru că piața de capital din China a avut zile în care volumele erau comparabile cu cele din Statele Unite, iar pe futures, înainte de o limitare impusă de regulamente, ajunsese să fie cea mai lichidă piață din lume. Ei bine, acest fenomen nu înseamnă decât o realocare de capitalul dinspre alte piețe emergente către China pentru a reflecta structura indicelui MSCI și probabil o chestiune urmărită și urmată și de alți furnizori de indici. Pe de altă parte, atestă importanța economiei chineze încă văzută în faza de piețe emergente. O fază, un segment la care aspirăm și noi cu bursa noastră și pentru piața noastră destul de mică ar fi o veste foarte bună, o asemenea includere. Să vedem însă cât va mai dura și dacă evenimentele recente nu reușesc să întârzie acest proces. Argentina ar fi dorit la rândul său să intre în această categorie, dar Argentina, care încă nu și-a recăpătat încrederea piețelor internaționale după defaultul anterior, și știm că acesta a fost doar unul dintr-o serie, Argentina deci nu a primit undă verde. România este cumva, se pregătește pe margine, dar ar putea să mai dureze puțin. Revenind la dolarul american și la EURUSD, cred că este importantă tendința de creștere a ponderii alocării activelor către China, o tendință care va fi valabilă pe termen mai lung, pentru că ea va putea fi asociată și cu o creștere a importanței Chinei și a yuanului în tranzacțiile internaționale, ceea ce ar putea să aibă un efect pe termen foarte lung, să fie unul dintre factorii care limitează apetitul pentru dolarul american.
pentru că știm că USD-ul este cerut acum, este cerere de monedă și pentru tranzacții, pentru tranzacționarea petrolului, de exemplu, și există și cerere ca monedă de rezervă. Un al doilea aspect este mult mai apropiat, și anume posibilitatea ca Organizația Mondială a Comerțului, World Trade Organization, să definească această țară, China, drept o economie de piață. S-ar aplica alte reguli atunci și ar putea însemna dificultăți pentru anumite industrii ale unor parteneri comerciali ai Chinei, Uniunea Europeană, Statele Unite. Pentru Statele Unite se pune problema unor bariere vamale pentru a frâna importurile din China, ceea ce dorește să facă și, dacă nu mă înșel la memorie, am și observat de ceva vreme. Și nu doar Statele Unite, ci și Uniunea Europeană este îngrijorată de oțelul ieftin din China, pentru că ai supracapacitatea acolo, se produce foarte mult și atunci ajungi să vinzi și la prețuri de dumping doar pentru a menține activitatea, altfel ar trebui să închizi porțile. Autoritățile de la Beijing sunt însă conștiente de această situație și încearcă să limiteze supracapacitatea. O chestiune care nu se va rezolva de pe astăzi pe mâine și, din păcate, excesele au fost atât de mari încât, dacă s-ar urma linia dorită, linia corectă, aș spune eu, ar fi corectă din punct de vedere al pieței, ai avea probleme, poate chiar și de ordin social, pentru că foarte multe locuri de muncă s-ar pierde. Și atunci se încearcă o rezolvare treptată, una graduală, dar debușeul fiind piețele externe și asta creând tensiuni în relațiile internaționale. Cu alte cuvinte, există mai multe planuri de monitorizat în sfera geopolitică și vorbim de situația în planul militar, dar și în plan economic, în planul relațiilor comerciale, al valorii monedelor și al interferențelor unor programe majore, cum ar fi proiectul One Belt, One Road al Chinei, care este în momentul de față, chiar dacă din multe puncte de vedere, stadiul de proiect, este unul dintre cele mai bine definite și mai pronunțate programe la scară globală și atestă că leadership-ul, ca să folosim un cuvânt la mod acum, dacă avem leadership este bine, ei bine, leadership-ul este preluat de către China, cel puțin, în sferă economică globală, pentru că Statele Unite se retrag din acorduri de schimb liber, China investește pentru a transfera bunuri din zona sa de producție prin Asia către Europa, inclusiv prin crearea unor legături feroviare de distanță foarte lungă. Acum, dacă ne interesează ce face EuroSD pe termen foarte scurt, discuția noastră are o tangență minimă în discuția noastră anterioară. Dacă ne interesează însă trendurile majore în economii și în piețe, ceea ce am discutat este doar un punct de plecare pentru un studiu al fiecăruia, pentru a înțelege modul în care se schițează viitorul. Acum, pentru sesiunea de astăzi, avem un buletin economic de fapt, ar fi trebuit să avem deja știri de la buletinul BCE. Haideți să vedem ce a comunicat aceasta. Data point solid Eurozone growth in the second quarter și Eurozone și inflația ar rămâne la nivelurile curente. Cu alte cuvinte, economia crește, inflația rămâne scăzută, vești bune pentru o economie. Să ne uităm însă la EuroSD, reacție la ora 11. Pe un M5 ar trebui să se vadă mai bine.
probabil câțiva pipși de creștere, care oricum continuă din direcția anterioară, deci nu mare lucru. Cererile de ajutor de șomaj la ora 3 și jumătate din SUA și la 4 indicele pieței imobiliare, urmat la 5 de indicatorul anticipativ al Conference Board, sunt poate mai interesante. Între acestea, 3 și jumătate e probabil momentul cheie, cu un indicator din piața muncii care ne oferă cu o mai bună frecvență date despre ce se petrece acolo, în timp ce NFP-ul larg urmărit vine doar o dată pe lună. Doar atunci au piețele șansa unui spectacol. Un trend ascendent care, cred eu, ia în calcul această posibilă presiune. E poate mult spus, posibilă nemulțumire a dolarului american în legătură cu tendința pe termen lung, creșterea a influenței Chinei, scădere relativă, chiar dacă economia Statelor Unite continuă să crească în termeni absoluți, în termeni relativi față de China, ritmul de creștere este mult inferior și atunci avem o tendință care nu avantajează USD-ul. Apoi, sunt câteva lucruri care se mai petrec astăzi, nu îl văd în calendarul financiar. Conform unor informații anterioare, ar urma ca astăzi să fie prezentat un plan pentru reforma sistemului de sănătate. De ce este important un astfel de plan? Dacă el reușește să capteze susținerea Congresului, atunci ar putea elibera resurse financiare pentru tăierile de taxe și pentru cheltuielile de infrastructură pe care le-a promis Donald Trump. Și ar fi un element favorabil, din punctul meu de vedere, și pentru dolarul american și pentru piețele de capital. Avem însă un capital de încredere care s-a erodat în aceste luni de zile în care nu s-a întâmplat mare lucru. Și asta înseamnă că efectul, cred că, mai ales în privința dolarului, care este limitat de o serie de alte aspecte, inclusiv de pe scena internațională, efectul ar putea să fie unul marginal mai restrâns decât ar fi fost, de exemplu, acum una, două, trei luni de zile, când piețele erau mult mai optimiste. Acestea fiind zise, tendința actuală a EURUSD de creștere pare a fi una corectivă. În Europa mai avem la ora 5 indicatorul de încredere a consumatorilor, estimat la minus 3 puncte, este un indicator publicat de Eurostat, deci Institutul de Statistică la nivel european. Nu pare a fi o piață agitată sau dornică să preia aici niște tendințe foarte puternice. Este una care, dacă am putea să eliberăm puțin graficul, iată acum cred că se vede mai bine, este una care e la intersecția însă a unei tendințe descendente, cea vizibilă pe graficul H1 de mai devreme și tendința ascendentă, pentru că am spart un canal de trend și ne-am poziționat deasupra sa. Ceea ce înseamnă că în câteva zile, cel mult, ar trebui să se hotărască piața dacă sparge spre 1.1235 sau coboară sub 1.1133 deocamdată. De fapt, pentru ziua de astăzi ar fi un 1.1130, dar crește nivelul cu câțiva pipi și pe zi, sub 1.1133 mâine, pentru a reveni în interiorul canalului de trend și astfel suportul ar fi pe la 1.1022. În linii mari, despre asta este vorba. Dacă ne uităm la ultimele zile, piețele nu se grăbesc să aleagă o tabără și, sincer să fiu, nici eu în locul lor nu aș spune că am încredere și că neapărat trebuie cumpărat astăzi euro sau vândut euro. Nu cred că balanța probabilității este atât de clară.
În tendință însă, euro se destă de câteva săptămâni într-un interval și probabil că se va plictisi la un moment dat de acesta. Întrebarea este dacă va face înainte să intrăm în acea liniște de vară, o perioadă în care piețele se mișcă mai lent în iulie și mai ales în prima parte a lui august. După aceea, în august, uneori se întâmplă mișcări mai interesante, august final de lună, început de septembrie. Deci, asta despre EURSD. Pentru lira sterlină, urmează la ora 1 comenzi industriale, indicele CPI, estimat la 7 puncte, în scădere de la 9. Să nu fie o surpriză neplăcută aici, având în vedere alte publicări din Marea Britanie recente, vom vedea cum se structurează la ora 1 aceste aspecte. Intens comentat discursul reginei de ieri, în fapt, este mai mult o formalitate la investirea unui nou parlament. Deci, vorbim despre planuri de Brexit, despre modul în care a început negocierea, dar informațiile noi sunt destul de subțiri. Totuși, lira s-a păstrat la niveluri relativ bune, aproape de 26,80, cu ajutorul comentariile lui Haldane, Andrew Haldane, pentru apropiați Andy Haldane, care era lunile trecute și mai ales anii trecuți printre cei mai doviși participanți la Bank of England. Cred că e remarcabil faptul că acesta a spus că dat luna viitoare se gândește la o majorare, la un vot pentru o majorare de dobândă. Dacă el o face, și nu știu dacă va mai fi Christine Forbes acolo, ca membru votant, dar în orice caz, dacă o face, ar putea înclina balanța hotărător înspre o majorare de dobândă. Deși Carney a spus că nu e cazul să ne grăbim. Ar fi o situație cel puțin interesantă, cea în care guvernatorul consideră că nu trebuie majorată dobândă, dar ceilalți membrii fac o suprascriere, fac un override la decizia sa. De fapt, nici nu știu sigur dacă cumva acest lucru este acceptabil conform legilor BOE, dar în orice caz, dacă l-ai pe Andy Haldane, care este respectat acolo, spunând că se gândește la un hike, la o majorare, și că riscurile amânării, întăririi politicii monetare sunt în creștere, ca trader nu prea poți să ignori acest lucru și piețele nu au ignorat deloc. Am avut o creștere de câteva zeci de pip și piața a rămas relativ sus. Pare a fi aici un fel de triunghi ascendent, dar nu o să-l schițez pentru că limita sa superioară este stricată de niște umbre care depășesc linia 26,80. Vom putea reține însă că rezistența aceasta, dacă ar fi spartă, ar fi urmată de un 1,27 ca nivel rotund și 1,27,21. Avem un canal de trend descendent care se formează aici. Brexitul este în continuare o temă importantă, fără alimentarea, ca la un trend din acela cu o locomotivă pe cărbuni. Dacă nu arunci continuu vești pozitive, pilonul unui soft Brexit care ar ajuta lira s-ar slăbi. Deci, în linii mari, potențialul ascendent al unei lire sterline fără vești noi pozitive despre Brexit, cred că nu este unul extraordinar de pronunțat. Suportul ar fi la minimul recent, la 1,2653, apoi la 2640 și ulterior la 1,2615, urmat de 1,2590. Haideți să mergem la dolar yen. Am văzut întrebare, cât mai pică dolar yen. Pentru moment este aproape un range. Dacă însă ne despărțim,
iremediabil de acest minim de la 111, haideți să spunem 111,05. Asta însemnând ce? Însemnând o închidere clară. Ceea ce s-a întâmplat până acum au fost niște închideri modest sub nivelul respectiv, dar piața s-a răzgândit și s-a reatașat foarte rapid de nivelul respectiv. Întrebarea este, poate exista o desprindere cu adevărat sau nu. Dacă avem o desprindere cu adevărat, unii participanți se vor gândi la un double top. Și ce ar însemna o desprindere cu adevărat? Haideți să vă explic în curând. Mai întâi să discutăm despre distanța care ar putea fi parcursă. Dacă ar fi un double top, atunci jumătatea țintei ar fi undeva pe la 110,67, în apropiere de minim anterior și de niște, iarăși de niște minime de pe la final de mai. Estimativ, nu am stat să pun aici la milimetru, dar estimativ întreaga ținta formațiunii ar fi spre 110,34. Deci, din punct de vedere tehnic, în niciun caz să nu credem că piața trebuie obligatoriu, e obligatoriu să ajungă acolo. Nu. Dar ce ar însemna o spargere? În momentul de față ar însemna pentru mine o închidere sub 110,95 și, deci nu doar asta, și o continuare în ora următoare în sens descendent. Deci, cu alte cuvinte, se poate întâmpla să avem o mai mare încredere în această idee destul de târziu. Dacă este prea târziu, dacă piața a parcurs prea mare distanță, atunci asta este ocazia este risipită. Gestiunea riscului trebuie să fie în prim plan. Rezistența ar fi la 111,17, la 110, la 111,27 și 111,41, apoi 111,71. Apetitul pentru risc este ușor în retragere, dolarul este cumva în retragere și atunci se poate întâmpla, se poate explica această alunecare dolar-yen. Dacă am vorbit de apetitul pentru risc, de la dolar-yen putem trece ușor spre piețele de capital, care, prin micul nostru mănunchi de raze ale trendului, a trecut nu facil, ci cu multe lupte. Iarăși, ca disclaimer, am în continuare acea expunere pe piața germană, dar vom vedea ce se întâmplă. Nu sunt foarte confortabil cu ea, o expunere favorabilă. Dar piețele, din punctul meu de vedere, US 30, chiar pe termen scurt, nu arată prea roz. Și argumente putem găsi de la situația politică locală în Statele Unite, la întârzierea programelor de investiții în infrastructură și a programelor propuse de administrație până la multipli de valoare care sunt la cote destul de înalte. US 30 fusese un indice destul de puternic, generând noi maxime, pe când US 500 încă se plimba într-o dinamică laterală. Sub 21.340 am vizionat poate ca suport un reper foarte apropiat, pentru că am acoperit gap-ul cu în totalitate spre un 335, deci 5 puncte aproape că nu contează. Mai jos însă 21.300 și 21.265 am văzut eu. O să punem și o linie pentru că acest reper merită să fie păstrat. Cum arată un grafic daily? Un grafic daily nu arată prea încurajator pentru cumpărători. Am avut un început de scădere și apoi ieri o sesiune de scădere care, împreună cu cea anterioară, au făcut aproape un engulfing bearish față de ultima sesiune verde. Sau, dacă grupăm două câte două zilele, imaginați-vă candlestick-ul acesta și acesta unit și apoi aceste, cele două roșii și cele două verzi anterioare unite, le compactate și vom obține un fel de dark cloud cover, unul de toată frumusețea. Mă amuză pentru că vă citesc și dumneavoastră dintre observații. V-am spus ieri să intrați
direcție descendentă, a venit și timpul nostru. Este o observație pe care o citesc aici, care atestă o anumită bucurie, o bucurie a direcției pe care o are piața. Să vedem ce se întâmplă în continuare. Riscul, din punct de vedere al pozițiilor short, riscul major este acela ca prezentarea unui plan, dacă se petrece astăzi, un plan în legătură cu sistemul de sănătate, să reaprindă flacăra optimismului în inimile și portofoliile investitorilor, astfel încât bursele să revină pe creștere. Dar deocamdată tendința este descendentă. Din punct de vedere tehnic, piața arată destul de fragil. N-aș băga mâna în foc că nu mai este loc de alunecare. Însă, acest alunecare se face în trepte și destul de controlat, destul de ordonat deocamdată. Rezistența ar fi la 380, 396 și 450. Despre nivelurile de suport am discutat. În principiu, tendința, din punct de vedere tehnic, este vizibilă cu ochiul liber și descendentă, dar cred că este nevoie de carburant. Acest carburant ar putea să fi fost oferit de alunecarea petrolului, care începe să agite spiritele. Vă mai știți că era o perioadă în care scăderile de pe petrol trăgeau în jos piețele. În momentul acela, corelația între WTI sau chiar și Brent era una foarte bună. Acum, piețele par a și reaminti de acea perioadă. Datele referitoare la stocuri ieri au arătat astfel: crude oil stocks minus 2,4 milioane, de 2 ori mai mari față de așteptări. Deci, nu linia API, care a arătat stocuri mai în scădere mai mică față de așteptări, ci aproape duble față de cifra estimată. În schimb, avem o creștere a produselor distilate și 1,1 milioane de bareli și o scădere modestă, minus 0,6, a stocurilor de benzină. Și ce s-a întâmplat într-o astfel de zi, precum cea de ieri? Piețele au continuat să scadă. De altfel, putem vedea momentul raportării, 5 și jumătate, un spike care a continuat o corecție chinuită pozitivă și ce s-a petrecut după aceea a fost vânzare după vânzare, mai ales la 7 și jumătate, când s-a spart o zonă de minime anterioară. Astfel că traderii au preluat această raportare pozitivă pentru petrol ca o nouă ocazie de a vinde. Acum, din punct de vedere tehnic, eu aș fi inclinat să văd aici un fel de, parcă nici nu vine să spun flag, e atât de departe, pentru că există nenumărate spike-uri și ezitări, dar să spunem un fel de canal de trend care, dacă ar fi spart în direcția inițială a acestui impuls, impulsul de ieri seară, un mic impuls pozitiv, ar duce la o continuare năvalnică. Doar că ceea ce sare în ajutor petrolului este mai mult apropierea de niște zone de suport solide decât situația de ordin fundamental. Pentru că sectorul shale oil din Statele Unite s-a adaptat mult mai bine la cotații scăzute și astfel este profitabil pentru acesta să pompeze chiar și la cotații de 45 de dolari. Nu știu dacă la 40-42. Asta vom vedea, pentru că există un lag, o întârziere. Dar fiind profitabil să pompeze, se umple golul pe care l-a lăsat în piețele globale OPEC-ul. Sau măcar se recrează acel surplus, mai corect spus, pe care măsurile OPEC l-ar fi eliminat. Cu alte cuvinte, deși din punct de vedere tehnic ai putea spune că există un mic sprijin pentru petrol, totuși greutatea acestui trend susținut fundamental, un trend pe grafic daily,
nu este de ignorat. Așa că eu nu aș fi surprins nici de o revenire speculativă către 43 de dolari pe baril, mai sus ar fi 43,74 sau 44,26 rezistență, linia de trend, dar nici de o continuare sub 42,26, am avea un 42,06. Apoi ne amintim graficul daily, iată-l. Închidere sub zona 42 ar însemna un nou minim de după august 2016, deci aproape un an. De obicei, când piețele, iată cum se mișcă petrolul, când face un nou minim, este un minim punctat destul de clar, dar ulterior începe o corecție mai amplă. Și față de minimul anterior, am parcurs deja o distanță. Dacă spargem și pe acesta, probabil că vom vedea un spike. De ce nu chiar spre un 41-13 sau 40 nivel rotund, doar că după un spike de genul acesta la nivel de câteva zile, o săptămână, strict speculativ, este posibil să apară și un rebound. Adică cred că mulți s-au cam prăjit cu poziții long, dar probabil că după ce aceștia se vor închide, va fi o nouă recoltă de speculatori pe long. Deocamdată însă, fundamental, există niște rezerve tehnic, putem găsi argumente bidirecționale. O să ne întoarcem la piețele de capital, doar că se leagă puțin aici situația. Pe aur, cu un dolar care bate ușor în retragere, yieldurile pe 10 ani sunt sub 2,15 din nou, dar mai ales cu situația aceasta, în Corea de Nord se pregătește să lanseze un nou să realizeze un nou test. Ar putea fi picătura care umple paharul. Cu situația din Siria, o veste poate care ar fi relaxată în alte vremuri, sentimentul general este faptul că o construcție simbolică pentru statul islamic a fost detonată chiar de aceștia, ca și cum nu ar vrea să fie capturată. Deci avans pe frontul luptei cu frontul islamic, dar acest aspect este cumva acoperit de alte surse de tensiune și plus un dolar nu tocmai robust. Și astfel aurul a cunoscut un rebound de aproape 6 dolari, ceea ce ar însemna un interval comparabil cu cel anterior. Deci dacă aici am vedea un fel de double bottom, ținta acestuia a fost în bună parte atinsă, ceea ce ne lasă fără repere foarte clare de rezistență, în afară de un 1255, zonă de vârf anterior, și poate un 1257-1259 mai sus. Suportul ar fi pe la un 1249 și 1241. Ca idee, aurul vine după o lungă perioadă descendentă. Spike-ul acesta nu este garanția unei întoarceri, dar mediul relațiilor internaționale pare a fi din nou unul instabil, unul volatil și noi inflamări ale scenei politice pot să favorizeze aurul. Dacă nu în sesiunea asta, măcar în perioada următoare, însemnând final de săptămână și mai ales prima jumătate a săptămânii viitoare. Există riscuri în acest sens. Acum, dacă ne uităm pe Nasdaq, acțiunile importante au crescut și au contrabalansat scăderea WTI. Este un lucru care mă îngrijorează. Citesc din ceea ce primesc aici în questions. Referitor la poziția short, este această observație. S-a văzut pe S&P 500 o contrabalansare. Haideți să ne uităm la acestea și apoi o să răspund și la o întrebare despre petrol și mai aveam una parcă despre coroana norvegiană. Ce se întâmplă acolo? Da, o să vedem împreună ce se întâmplă, nu anticipăm. US 100 este într-o ușoară revenire, într-adevăr, și a performat mai bine față de, dacă se poate spune așa, e o licență, luați-o ca o licență poetică. Există un mic trend ascendent aici, dar unul care are încă aspect corectiv.
Deci nu m-aș hazarda să spun că gata, totul este roz aici. Amazon a devenit un motor pentru piețe. Sunt sectoare care cresc sau scad în funcție de ce decide Amazon, ceea ce înseamnă că a devenit un trendsetter. De exemplu, acordul său cu Nike pentru a vinde în mod direct produse originale ale brandului a dus la scăderi considerabile ale altor branduri de încălțăminte sportivă. Amazon se mișcă în zona 1000 de dolari, putem să îl urmărim din când în când, nu în sine, nu în mod individual, ci ca un barometru împreună cu altele. Deci nu e un barometru cu o singură coloană, sunt multe, multe coloane. Iarăși, acțiunile Tesla sunt în consolidare. Impresionant pentru mine modul în care performează aceste titluri. NVIDIA nu departe de maxime istorice și iarăși în creștere. Google pare în zona de rezistență pe la 979. Deci, toate au mers relativ bine. În schimb, US 500 a avut ieri momente puțin în sus, puțin în jos, foarte dificil de tranzacționat, extrem de greu de câștigat în astfel de momente, dacă nu ești cumva un market maker pe piață, pe acțiuni sau chiar pe instrumente derivate, este greu pentru că se erodează din comisioane foarte mult din potențial. Însă este un pattern care mie mi se pare că încetinește, amortizează apropierea de linia de trend. Acesta este rolul său. După 2450, piața a scăzut, a ricoșat odată, apoi mai slab și din ce în ce mai slab, dar să vedem linia de trend pe 2426. Bine, dacă aceasta va fi spartă, cred că voi începe să modific opinia despre piețele de capital americane, mai ales. Dacă spargem 2425, ne uităm la un 2418 sau 2412, care rezistența ar fi un 2434 sau 2440. Să mergem și la bursa germană. Văd întrebarea, este Alibaba mai mare decât Amazon? Și răspunsul este nu. Dacă nu, dacă n-a crescut cumva enorm în ultimele săptămâni, de când știu, dar o să verific acum. Iată market cap-ul, Alibaba 364 de miliarde de dolari, nu e rău deloc, Amazon 477 de miliarde. Deci nu e distanță foarte mare. 360-470, cât înseamnă vreo 25% aproximativ. Deci, dacă avem un plus de 25% pe acțiunile Baba, simbolul Alibaba, atunci va egala Amazon. Și mai mult am aflat recent tangențial, era în noaptea foarte târziu, deci nu bag mâna în foc că e informație 100% corectă, dar am văzut această informație că are și un serviciu de cloud. AliCloud, care merge destul de bine. Deci, cum are Amazon un serviciu de cloud, are și Alibaba. Deci, se descurcă pe mai multe zone. Oricum, price to earnings ratio este 187 la Amazon, și la Alibaba este 57. Deci, cu cât e mai mic, se consideră că este mai bine. Pentru bursa germană, avem suport la 710, 667 și 635, rezistență la 790, ulterior 818 și 840. Ca idee, pare a fi un fel de range pe termen scurt. În grafic daily, vorbim de o presiune continuă la adresa liniei de trend ascendent. Dacă o spargem, însă mai există câteva bariere și abia undeva sub zona 12.500, cred că devine destul de clară reorientarea trendului. Dar, deocamdată, vorbim de presiune tehnică mai degrabă de ordin descendent. În cazul unei reveniri, stabilizarea cred că se produce abia în zona 800-850, o stabilizare a mesajului din punct de vedere tehnic. Influențe dinspre Statele Unite vor fi importante astăzi.
avem un indicator de încredere, la ora 5 am discutat, minus 3 puncte, nu vreau să fac o prognoză, e destul de greu de anticipat, cred, și pentru cei care sunt specialiști. Văd o știre apropo de faptul că vom lansa și noi tranzacții pe monede virtuale. Este o știre care mi-a tras atenția de pe Forex Factory. Era Teenage Bitcoin Millionaire can see the cryptocurrency's value shooting as high as 1 million. Acum nu știu dacă cineva care deține foarte multă monedă și face estimări despre cum va crește și crește prețul este de urmărit. Nu neapărat, dar mi-a tras titlul și cred că mai sunt astfel de persoane care, dacă și-au uitat hard disk-ul de pe vremea când făceau mining și prețurile erau foarte mici, acum poate au o surpriză foarte plăcută. Dacă au cumpărat pizza cu 10.000 de bitcoin, probabil că nu sunt foarte fericiți acum și au fost astfel de situații. Bun, haideți să vedem însă o altă întrebare despre petrol. Cum e posibil să scadă petrolul când economia mondială e în creștere și cererea de asemenea? Simplu, pentru că oferta este încă mai mare decât cererea. Adică, chiar dacă cererea este în creștere, se produce mai mult decât ar fi necesar. Asta este. Acesta ar fi răspunsul. Dar problema e mult mai detaliată. Nimeni nu știe exact cât se produce. Se fac niște estimări, dar structura descentralizată a pieței și contractele bilaterale fac să nu fie transparență totală acolo. Bun, înainte de a încheia, foarte pe scurt, USD NOK. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. Și va trebui să verificăm și știrile, pentru că, sincer, nu urmăresc această piață, dar nu e ok. Vorbim de sute de pipi, dar e o cotație care începe cu 8. Deci, în termeni procentuali, este o mișcare importantă. 800 de pipi și ar însemna 1% și vorbim de vreo 4-500, deci cam 0,5%. Deci este ceva, dar este mai mult o corecție pe un trend. Există un efect al petrolului. Dacă petrolul se apreciază, ar trebui să fie bine pentru coroana norvegiană, dar e posibil să fi fost niște publicări. Nu știu dacă avem NOK-ul aici în platformă. Avem decizie de politică monetară pe Norvegia. Iată, am găsit explicația. S-a menținut rata de dobândă. Probabil că mesajul este unul puțin mai hawkish pentru că avem un efect pozitiv pentru coroana norvegiană. Trebuie studiat, dar cred că despre asta e vorba. Interesant și mă bucură faptul că aveți deschidere spre alte instrumente decât cele clasice. Cred că trebuie urmărit o vreme pentru a ne familiariza cu un instrument nou. Deocamdată să vedem dacă închidem sub linia de trend. O închidere sub linia de trend ascendentă ar fi poate un factor de risc pentru viitor. Dar este decidit. Decizia de politică monetară și ce așteptau piețele în legătură cu aceasta. Ok, deci despre asta era vorba. Bun, să vedem în încheiere ce face leul nostru, cel drag. Este puțin mai puternic decât minimele ultimei perioade, dar nu s-a distanțat notabil de 4,60. Moțiunea a trecut, guvernul a căzut, vom avea o propunere și speranțele sunt ca situația să se rezolve rapid. Acum, cred că mergem pe scenariul în care, pentru mine, de fapt, a fost un pic de surpriză că leul direct s-a întărit, dar foarte posibil, sau ștergeți acest foarte, să rămânem doar cu posibil să fi fost acolo prezentă Banca Centrală. Ulterior, tendința a fost una descendentă, ulterior acestui anunț, dar am sentimentul că prima reacție ar fi fost în alte condiții dacă piața ar fi fost lăsată liberă de a sparge 4,60. Nu pot, doar peste multă vreme când se va discuta această situație, vom afla dacă BNR a fost sau nu prezent. Dar deocamdată ne putem da doar cu părerea. Există însă un început de range care se poate forma aici între 4,50 și 4,58,30 și 4,60. Dacă spargem 4,58,30, avem un 4,57,50 situat mai jos. Este un canal de trend care este însă până una alta încă respectat.
Până luni lucrurile par a se putea liniști și ajută și faptul că suntem într-o perioadă în care este cerere de lei, o perioadă clasică, un pattern sezonier care ajută RON-ul. Dar vom vedea dacă piețele vor fi mulțumite cu propunerea și cu modul în care se mișcă lucrurile. Această presupunere că există un plan și că vom avea, poate chiar de săptămâna viitoare, un guvern susținut, cred că iarăși a stabilizat leul. Însă n-aș băga mâna foc că totul este deja limpede de acum înainte și că nu vom mai avea astfel de episoade și de remodificări ale unor alianțe. Bun, ca idee, astăzi reținem ora 3 și jumătate, cerere de ajutor de șomaj. Reținem ora 5 cu indicator anticipativ Conference Board în Statele Unite și Consumer Confidence în zona euro și pe după-amiază discuțiile referitoare la pachetul de reformă a sistemului de sănătate. Ar putea fi importante și pentru dolar și pentru piețele de capital. Mulțumesc pentru atenție, o zi plăcută și tranzacții optime. Toate cele bune, la revedere!